Un grav accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp. Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren. Garnitura circula pe ruta Mărășești-Galați. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Nu m-a prins. Fii atent. Ai băgat unul la el acolo. S-a contorsionat tare fiarele. L-a luat stâlpul, frate. Circulația feroviară în zonă este oprită acum. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un suicid. Cert este că șoferul nu s-a asigurat la trecerea de cale ferată. O anchetă a polițiștilor Gălățeni este acum în plină desfășurare.